Am tot auzit faptul că unor consilii județenari își prind de geață pe cel mai mare furnizor de servicii sociale din județ, fie că ne referim la adulți, fie că ne referim la copii. Să știți că pentru noi nu e neapărat o mare bucurie și aici nu mă refer neapărat la latura socială, cât la latura financiară. Pentru că așa este o presiune fantastică pe bugetul Consiliului Județean, susținând aceste servicii. Nu ne plângem, o facem cu toată dăruirea, dacă vreți, și asta și pentru că am încercat de la an la an să ne profesionalizăm și să aducem serviciile noastre la standardele actuale, la standarde europene, tocmai pentru ca beneficiarii noștri să se simtă cumva ocrotiți în plus. Mulțumesc reprezentanților universității pentru formarea specialiștilor care vor performa în posturile privind serviciile din asistență socială. Mulțumesc domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș, Adrian Bodiu. Mulțumesc domnului președinte al Comisiei Sociale din cadrul Consiliului Județean, domnul Fiorel Enache, domnul doctor Fiorel Enache. Și mulțumesc la oaltă și colegilor noștri specialiști care profesează în serviciile noastre sociale, fiind cel mai mare furnizor la nivel de județ, furnizor de servicii sociale, licențiate. Și împreună cu direcțiile de asistență socială de la municipii, orașe, DAS-uri, SPAS-uri, de la nivelul unităților administrative teritoriale și împreună cu organizațiile neguvernamentale, cu sprijinul Universității Pitești prin formarea specialiștilor noștri să dezvoltăm cele mai bune servicii sociale. Mă declar mai mult decât încântat de faptul că, uite, oameni cu atâta suflet, cu atâta dorință de a face bine, se regăsesc și se adună într-un spațiu universitar. Sunt sigur că tot ceea ce ați pregătit astăzi va avea un impact deosebit nu numai asupra noastră, a celor direct sau indirect implicați în problemele de asistență socială, dar mai ales un impact deosebit asupra principalilor beneficiari ai serviciilor dumneavoastră. Complexitatea serviciilor din Argeș este mare, faceți față cu brio, suntem în top 3 dacă nu greșesc și asta ne face să fim mândri de dumneavoastră. Cei care terminați asistență socială, care sunteți studenți, puteți să veniți să știți că eu în toată perioada, noi n-am avut mai mult de 6 salariați, dar am ținut cont să încadrăm asistenți sociali care au terminat. Profesie foarte frumoasă, dar eu am zis-o mereu, nu pentru toată lumea. Un asistent social are o misiune extrem de complexă, el trebuie să se adapteze permanent, este un profesionist dezăvârșit cu multe și vaste conștiințe în multe domenii. M-aș bucura foarte mult ca rolul asistentului social să crească și ține numai de dumneavoastră, cei care sunt în generațiile următoare, să se întâmple acest lucru. Da. Și ținem aproape. Că am fost la DGFT, am colaborat, că suntem la CJ, colaborăm. Cine știe pe viitor, unde, da, unde și cum, da? Cu tot dragul. Da, domnule, foarte interesant. Și ce activități mai desfășurați? Centrul de Zimarina. Da. Este în raportul Băncii Mondiale privind prevenirea abandonului copilului. Uh-huh. Am pornit centrul 2002 cu finanțare UNICEF. A fost o alternativă la măsuri de constrângere a guvernului de atunci și am zis o școală specială. Uh-huh. Școala a fost preluată de către în 2012, a trecut aici, v-am pregătit o ofertă și un client. Funcționăm în două clădiri care au fost reabilitate în cadrul unui proiect de către Primăria Curtea de Argeș și... Știu.